Cantonamentul Pandurilor este pe final, gorjenii mai au de trecut în această seară peste un test de verificare în compania celor de la Cernomoreț Odessa, echipă clasată pe locul 5 în campionatul ucrainienilor. Din cele 4 meciuri de verificare disputate până acum, vicecampionii României au 2 victorii cu campioana Macedoniei Vardar Skopje și cu FC Zesta Foni, o remiză în meciul cu Mlada Boleslav și o înfrângere categorică în compania trupei lui Mircea Lucescu Shakhtyor Donetsk. Duelul amical din această seară este decisiv pentru cristalizarea primului 11 al echipei, spune președintele Eugen Pârvulescu. Că este ultimul joc și probabil este inițialul echipei noastre și mai mult ca sigur va încerca să alienieze formația pe care o va arunca în luptă la Galați. Pârvulescu spune că jocul echipei evoluează de la joc la joc. De la joc la joc, echipa este în ușoară creștere, prospețime, am văzut astăzi la jucători și în primul rând atitudine. Mă repet, se simte foarte mult concurența, lotul echilibrat și fiecare jucător își vede de ce are de făcut pe teren. După aceste teste, oficialii clubului gorjean speră ca echipa să fie mai puternică pentru returul acestui campionat. Pandurii vor disputa primul meci oficial în data de 22 februarie în deplasare cu Oțelul Galați.